aveți, haideți. Deci putem să coborăm. Lăsăm și rămâne doamna Simonică și dacă... 10 minute. Aveți exemplare, copiile le luați dumneavoastră, un exemplar la tribunal, 48 de ore. Și nu avem 48 de ore ca să împrumim biroul să le... Cât de declară dumneavoastră, noi coborăm la declarații de presă și după care venim să... Dacă aveți tot ce trebuie, pentru că de ore vă dăm exemplarul de presă. Mulțumim. Să urmăm. Să urmăm. La revedere. La revedere. Am să vedem. Bună ziua! Astăzi Partidul Social Democrat, filiala NEAMT, și-a depus candidaturile pentru Parlamentul României, pentru cele 8 funcții de deputat și 3 de senatori. Ne-am prezentat astăzi în fața nemțenilor o echipă puternică, o echipă bine închegată și o echipă care ne va reprezenta cu cinste în Parlamentul României. Sunt oameni care au probat în ultimii ani calități foarte bune pe domeniile lor de activitate. Sunt oameni cu experiență și în Parlamentul României, dacă vorbesc de domnul ministru Răzvan Cuc și de domnul deputat Șerban. Am schimbat mare parte din garnitura de parlamentari, pentru că, așa cum am spus, vrem să ne prezentăm în fața nemțenilor cu oameni foarte bine pregătiți și oameni care pot să facă pentru județul Neamț foarte mult. Iar activitatea parlamentară pe care colegii noștri o vor desfășura în Parlamentul României va fi una cu multe proiecte legislative, și va fi una care să aducă beneficii foarte mari județului Neamț, pentru că noi, cei care facem administrație, putem să avem o administrație eficientă dacă colegii noștri în Parlamentul României legiferează bine și ne creează cadrul legislativ să putem să facem o administrație așa cum ne dorim cu toții. Le urez mult succes colegilor mei. Îndemn nemțenii ca pe 6 decembrie să vină la vot, să voteze o echipă de oameni serioși, o echipă de oameni pe care eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț și de președinte al Partidului Social Democrat, garantez pentru fiecare dintre ei că vor fi oameni serioși, că își vor face treaba așa cum trebuie, pentru că la 2-3 luni împreună cu nemțenii le vom verifica activitatea și vom cântări, îl vom cântări pe fiecare parte, ce a făcut în Parlamentul României și ce beneficii a adus nemțenilor și județului Neamț. Așadar, dragi nemțeni, această echipă pe care Partidul Social Democrat o prezintă pentru a merge în Parlamentul României, iar eu, așa cum am spus, garantez pentru fiecare parte și vă rog să aveți încredere că am cântărit extrem de bine fiecare propunere și am prezentat și ne prezentăm în această competiție oameni serioși, oameni onești, oameni fără nici o problemă, nici de integritate, nici morală și nici de altă natură. Vă mulțumesc. Întrebări. Un target realist, domnul președinte, pentru Neamț? Da. Pot să afirm și am proprietatea cifrelor. Nu fac alții care vin pe la televiziuni, se joacă cu niște sondaje, cu cifre și s-a văzut. Partidul Social Democrat va lua la Neamț, va câștiga 4 mandate de deputați și 2 de senatori. Asta afirm și vă spun că am proprietatea la ceea ce spun, conform calculelor pe care le-am făcut, conform strategiei din această campanie. N-am dubii că PSD va câștiga la Neamț 4 mandate de deputat și 2 de senator. Alte întrebări? Dacă dumneavoastră le aveți... Permiteți o reacție de majoritățile din Consiliu, pentru că nu v-ați exprimat până acum public în ceea ce înseamnă constituirea noului Consiliu Județean. Păi lăsăm pe oameni să se mai joace. Tocmai v-am spus, mie îmi plac băieții ăștia care se joacă pe la televizor cu sondajul, cu majorități. Și când tragem linie, nu mai sunt. Da. Astăzi este despre parlamentare, este un subiect serios și vreau să fiu serios. O să fac o conferință de presă în care vom discuta și despre majorități și despre competiția din această campanie. Astăzi vreau să discutăm despre candidații pe care PSD vrea să-i trimită în Parlamentul României, pentru că este un subiect extrem, extrem de serios și vreau să-l tratăm cu seriozitate. Faptul că vin unii și alții și spun că vor câștiga din nou, nu auzit asta. Pentru că vorbiți de parlamentare, atunci v-aș întreba ce se va întâmpla la nivel național din punctul de vedere în urma parlamentară, pentru că rezultatul va decide și viitorul guvern. Eu am văzut că președintele românilor s-a antepronunțat că el va da guvernul liberalilor. Cred că e un pic periculos să ne ajutăm cu astfel de abordări, pentru că nu are de unde să știe nici președintele, ce vor alege românii. Eu m-aș feri să fac astfel de pronosticuri. Eu cred că fiecare partid în parte trebuie să abordeze extrem de serios această competiție, pentru că Parlamentul României este instituția pe care se clădește toată democrația acestei țări. Și dacă nu tratăm serios și facem declarații care sunt hazardate din punctul meu de vedere, nu e în regulă. Oamenii vor să vadă că suntem oameni serioși. Că nu ne jucăm nici de sondajele și nici de predicțiile înaintea unei campanii. Eu vă spun că Partidul Social Democrat, și aici vorbesc la nivel național, va câștiga alegerile parlamentare, pentru că felul în care guvernează Partidul Național Liberal este dezastruos. Dezastruos. Am lăsat o Românie cu creștere economică de 4,5 și astăzi suntem între ultimele țări din spațiul european cu cea mai mare scădere, cu cea mai mare inflație și cu o economie pusă pe chituci. Românii văd asta, pentru că veniturile fiecărui român sunt în buzunar și văd care e inflația, cât câștigă. Sunt sute de mii de români care și-au pierdut locurile de muncă. Eu asta vreau să văd că abordează președintele României la 6 seara sau când domnia sa face declarații. Că ne interesează cum gestionăm pandemia, da? Că ne interesează câți români și-au pierdut locurile de muncă și n-au ce pune pe masă copiilor. Și dacă vorbim și ne întoarcem în județul Neamț, salariații de la Direcția Generală de Asistență Socială de o lună de zile nu mai duc pâine la copii acasă, pentru că guvernul României nu a dat bani de salarii și asta trebuie să știe nemțenii. Asta mi se pare un subiect extrem de interesant pe care trebuie să-l discutăm. Nu majoritățile din Consiliul Județean. Alea aș trece un pic mai la subiecte secundare. Asta este un subiect extrem de important, că sunt oameni care vin zi de zi la muncă și statul român, guvernul României, nu-i plătește. Astea sunt problemele reale ale județului Neamț. Că avem o pandemie de gestionat și Ministerul Sănătății nu dă bani la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, că avem foarte mulți români și nemțeni de ai noștri care nu mai au locuri de muncă. Am cel puțin 10 mesaje pe zi pe Facebook de oameni care caută de muncă, în condițiile în care acum un an și ceva, când PSD guverna România, nu găseai un om să-l angajezi, da? Nu găseai oameni să-l angajezi și astăzi și-au pierdut locurile de muncă. Eu cu asta aș vrea să mor, pentru că, din fericire pentru mine, astăzi sunt cel mai votat nemțean, iar voturile nemțenilor mă obligă, iar eu sunt un om serios și voturile nemțenilor mă obligă să mă preocup de astfel de chestiuni. Băieții ăștia care se joacă de-a majoritățile, de-a sondajele, să n-aveți dubii că nu vor primi răsplata nemțenilor pe 6 decembrie, așa cum au primit-o și pe 27 septembrie. Fix la fel. Dar eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț și omul cu cele mai multe voturi, am obligația să mă preocupe astfel de chestiuni. Cum trăiesc nemțenii noștri, cum își desfășoară activitatea medicii, asistenții în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, cum gestionăm pandemia, cum ne asigurăm să avem o infrastructură rutieră pusă la punct, cum facem ca nemțenii noștri să aibă pâine de pus pe masă la copii. Astea sunt lucrurile care mă preocupă și care îi vor preocupa în continuare și pe colegii mei care vor merge în Parlamentul României. Pentru că avem oameni cu experiență. Răzvan Cuc a fost de 2 ori ministru al transportului. Ciprian Șerban, un mandat extrem de bun de parlamentar, cu multe inițiative. Doamna Oana, fost administrator public și fost consilier de stat în cabinetul primului ministru. Oameni cu experiență de spatele meu, n-aș vrea să-i nominalizez pe toți. Domnul Munteanu, care a fost secretar de stat. Avem aici lângă noi președintele organizației municipale, doamna profesor Moise. Adică sunt oameni care fiecare în parte reprezintă un model, în primul rând, și un om care și-a adus contribuția atât cât a putut fiecare la bunăstarea județului Neamț. Eu le urez încă o dată mult succes. Dacă dumneavoastră mai aveți întrebări, vă mai răspund. Dacă n-au colegi încă întrebarea și mai am eu una, pentru că ați vorbit de colegii dumneavoastră, este pregătit PSD Neamț să dea încă o dată un ministru conducător guvern PSD-al României? Nu doar un ministru. PSD Neamț, așa cum v-a obișnuit în ultima perioadă, a dat câțiva miniștri, și miniștri secretari de stat și șef de agenții în Guvernul României. Cătălin, hai te rog! Cătălin Zanfira, de asemenea deputat, coleg cu noi, membru în organizația PSD Neamț, este un câștig pentru organizația PSD Neamț. A fost o schimbare de ultimul moment. A fost o schimbare, hai te rog, a fost o schimbare pentru că Partidul Social Democrat, în unanimitate în Comitetul Executiv Național, de fapt în Consiliul Politic Național, a hotărât că nicio persoană care este trimisă în judecată nu va candida pe listele partidului la parlamentare. Din păcate, domnul profesor Stand are o problemă de această natură și am hotărât împreună că va face un pas în lateral și a fost firesc ca domnul Zanfira să vină alături de noi. Așadar, asta vă spuneam. Echipa pe care Partidul Social-Democrat o prezintă cetățenilor este una puternică, este una serioasă și, foarte important, este una care va câștiga alegerile parlamentare în județul Iași. Dacă dumneavoastră mai aveți întrebări, dacă nu, rămâneți să facem câteva fotografii. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă puteți rămâneți la poză.